un poem care se cheamă Ancient Music, un poem scurt de două strofe, în care el folosește o engleză foarte germanizată, o engleză încă nedesprinsă de engleza germanică medievală, și o pune în context de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, cu un autobuz care derapează. Cum traduce acolo? Ar fi trebuit să folosești, să faci o română nedesprinsă încă de faza ei medievală, dar atunci ar fi însemnat, de pildă, să faci o română cu multe turcisme. A tradus Dan Alexe acest poem și el a ales soluția asta ingenioasă de a înlocui germanismele cu turcisme. Inclusiv un fel de înjurătură medievală pe care el o echivalează din germanică cu turcească, cu amanul turcesc, care nu e o înjurătură, în fine. E o soluție ingenioasă, dar care reconstruiește tot contextul poeziei. Nu mai e poemul lui Ezra din contextul germanic, anglosaxon, medieval, ci din contextul nostru românesc. Ei, asta n-ai cum să o faci, de fapt. Și atunci, fatalmente, știi că trădezi, că trebuie să reconstruiești, cum a făcut Dan Alexe, cum a făcut și eu. Eu am încercat o soluție de mijloc, o română mai, ceva mai modernizată, în care simți urmele astea ale vechimii, dar e fatalmente mai modernă. Însă astea sunt zone de complicații ale poeziei care sunt imposibil de tradus, cum zic. Corect ar fi să faci o traducere cu multe note de subsol, care omoară caracterul poetic. Cum a făcut Vladimir Nabokov traducând Evgeni Onegin al lui Pușkin. Romanul ăsta în versuri e relativ scurt, 200-300 de pagini, să zicem, da? Dar în traducerea lui Nabokov sunt două volume de 1000 de pagini, pentru că el ia rând cu rând, traduce omorând toată poeticitatea, traduce cu toată literalitatea, dând o infinitate de note de subsol. Când vorbește despre duelul din romanul versuri al lui Pușkin, de pildă, are o notă de subsol de vreo 20 și ceva de pagini, nota, despre tradiția duelului în Rusia. Ca să înțelegi ce se întâmplă acolo și contextul. Și spune Nabokov într-o prefață, știam că nu poți traduce poezia din Pușkin, melosul ăla specific rusesc, n-ai cum să-l traduci, și atunci am ales asta, să te fac o traducere literală, renunțând la cea literară, dar în care să pot oferi cititorului occidental tot contextul, în așa fel încât, ratând literaritatea textului, el totuși să înțeleagă literal de unde vine, cum s-a născut și așa mai departe. E o formă de traducere foarte onestă, dar pe care eu n-am vrut să o aplic. Eu am vrut să traduc pe pound, dacă se poate, ca poezie. Care a fost bucata care ți-a plăcut? Cel mai mult din pound? Din pound. Două versuri, ne poți zice, mai ai memoria lor? Da, sigur că da. Te-ai chinuit cu ele, nu glumă? M-am chinuit, înainte să zic versuri, uite, cel mai mult m-am chinuit cu niște forme medievale de poezie. Are de pildă o balatetă, un fel de baladă, bălăduță, să zicem, ca să romanizez așa, să românizez, care are vreo 60 și ceva, 70 de versuri, în care sunt doar două rime. Deci 35 de versuri care rimează într-un fel și 35 care rimează pe altă rimă. Eu trebuia să găsesc în română 35 de cuvinte care rimează plus alte 35 de cuvinte care rimează și să nu fie puse cu furca. Să facă totuși sens, cum zice americanul. Și te chinui câteva zile la un astfel de poem sau la vionouri sau la vilanele sau la altele și constați cu tristețe că sunt deja istoricizate, că ele nu-ți mai vorbesc ca poezie vie. Sunt o formă de poezie foarte sofisticată, admirabilă tehnic, dar care e deja muzeificată. Asta e o mare tristețe. În poemele ambițioase, ample și pe forme istorice. Și paradoxul e că poemele scurte despre o fată care vinde într-o cafenea și el îi admiră mersul sau despre lucruri de genul ăsta, poemele scurte și neambițioase aparent, care țin doar de imagine două, sunt încă vii. Astea sunt vii. Asta e impresionant într-un fel. Și asta e o mare lecție. Dinozaurii sunt morți și muzeificați. Marile forme de viață pe care le-a construit au răposat deja și sunt împăiate și le poți admira dacă pe niște forme de viață moarte, iar formele astea mici de viață, șoricei, iepurașii, țânțarii, sunt încă vii și foșgăie în jurul tău cu viața lor. Și asta e într-un fel o mare lecție. Nu rămâne din tine ca scriitor ce credeai tu că e mai puternic și mai valoros, rămân lucruri pe care le credeai marginale, secundare, terțiare și acolo poate rămâne mai mult din viața ta și din intensitatea ta. Și ce să spun,
Mă vine greu să aleg un vers sau două din el, că nu știu multe. Oricare. Nu, le-aș nedreptăți pe unele dintre ele. Le las așa, o las. Cu William Butler? Cu William Butler Yeats, tot Denisei Comănescu îi se datorează. Ea voia să facă o ediție a prozei lui Yeats, tradusă de Mircea Ivănescu, și se pierduseră câteva zeci de pagini din manuscrisele, din traducerea lui Mircea Ivănescu, și am rugat să traduc părțile astea absente. Eu nu sunt foarte mare fan Yeats în poezie. Deci a fost un pic răspăr. Da, însă am descoperit... Te-ai înfruntat cu tine. Da, am descoperit niște lucruri atât de frumoase în proză. Eu îl consideram un fel de sadoveanu celtic, așa, relativ plicticos. Cu excepția crengii de aur, nu admir din sadoveanu foarte mult. Și citindu-l, sunt niște lucruri de o frumusețe incredibilă. De pildă, avea o proză Yeats, printre astea traduse de mine, în care un tip, un cavaler, se luptă pentru domnița lui și reușește să obțină o șuviță din părul ei, care era atât de luminoasă încât atunci când o aduce acasă, de la lumina și căldura ei, grânele se coc mai repede, arborii înverzesc și fac fructe mai repede, apoi se instaurează un fel de, cum să o numesc, un fel de zi polară, dar caldă, nu se mai face noapte niciodată, pentru că soarele acela, fragmentul de soare al buclei ei, ține ținutul în lumină tot timpul și se petrec tot felul de lucruri magice, chestii aparent naive, dar de o frumusețe incredibilă. Și asta a fost din nou o lecție pentru mine. Nu neapărat de la cei mai sofisticați scriitori o să găsești lucruri frumoase și rezistente, ci și naivitatea are în literatură uneori farmecul ei.